O casă cu etaj a fost mistuită de flăcări în noaptea de marți spre miercuri în comuna Stoienești. Cel care a văzut flăcările a fost un vecin care a și alertat autoritățile, apoi a strigat la proprietar să iasă din casă. Pompierii au trimis acolo două mașini de stingere și un echipaj de la Zmurd. La sosirea primului echipaj de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la construcție și exista riscul de a se propaga la o altă clădire din imediata apropiere. Pompierii au localizat incendiul, nu au fost victime surprinse în interior, dar echipajul Zmurd i-a acordat îngrijiri medicale unui vecin care a făcut un atac de panică. De asemenea, din interiorul casei, pompierii au scos o butelie care ar fi putut exploda oricând. În urma anchetei preliminare, pompierii spun că incendiul ar fi pornit de undeva de la acoperișul casei din cauza coșului necurățat de funingine.